Salutare, dragilor și dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu înmulțirea sau butășirea viței canadiene. Da? Toată lumea o cunoaște, crește pe garduri, crește pe case, e un verde frumos și toamna frunzele ei devin roșiatice. Ceva de genul ca și acest lăstar tânăr, o culoare foarte frumoasă, face niște fructe în ciorchine așa micuțe și albastre, dar cel mai important este aspectul pe care îl dă pe garduri și felul în care arată. Am aici două sau trei coarde de viță canadiană pe care le-am luat dintr-un gard, o foarfecă dezinfectată și ascuțită, și o găleată de apă în care voi pune butașii până îi până îi plantăm în teren. Da. Asta este coarda de viță. Dacă puteți observa dumneavoastră aici, sper că se focusează aici, are un început de rădăcină. Ea înrădăcinează relativ ușor, la fel ca și iedera. Putem să luăm un butaș de genul, luăm aici, lăsăm de la frunză în jos cam un centimetru, tăiem, da? Aici putem să observăm că avem, sper să se focuseze, avem un început de rădăcină, de la frunză înspre vârf mai lăsăm un centimetru, un centimetru jumate. Da? Tăiem, iar acesta este un butaș pe care îl vom introduce în pământ. Până atunci eu îl voi pune acolo, am o găleată de apă, da? Le bag acolo să nu se usuce până când le vom pune în pământ, după care le vom pune în pământ și ele își vor face treaba, vor rădăcina foarte, foarte simplu, foarte repede. Da? Un centimetru de la bază, cam un centimetru, un centimetru jumate deasupra, da, avem încă un butaș. Și tot așa continuăm. Acești cârcei, se spun, aceștia cu care se agață de garduri, de ziduri, îi tăiem afară. Lăsăm doar frunzulița, da, un centimetru până la nod, de la nod un centimetru, sper că se vede, l-am tăiat, așa arată un butaș. Eu voi face câțiva, după care revenim. Am făcut 8 sau 10 butași din această coardă. Devine mult prea moale coarda, da? Nu mai este lemn semitare, este un lemn moale de aici încolo. Așa că aceasta o vom lăsa cum este. Voi rupe doar frunzele, primele 3-4 noduri. Da? Vârful va rămâne și vom avea o viță mai înaltă. Ca să aibă succes prinderea, da? Trebuie să tăiem, acesta este un nod, trebuie să tăiem imediat sub nod, câțiva milimetri sub nod, facem o tăietură, deoarece aici din acest nod vor porni rădăcinile noastre. Da? Frunze nu avem nevoie aici jos, deoarece ăsta va fi în pământ, aici va face rădăcina. Și al doilea nod îl tăiem, pentru că îl vom pune în pământ. Da? Chiar și al treilea nod îl voi elibera de frunză și de acești cârcei, da? Pentru că acești trei noduri, aceste trei noduri vor intra în pământ, vor face rădăcina, iar restul plantei va fi planta noastră care se va urca pe gard. O băgăm și asta în apă. Luăm următoarea coardă. Voi mai face câțiva butași, după care mergem să-i plantăm. Uitați ce rădăcini frumoase au apărut aici. Da, înainte să o punem în pământ. Opa. Da. Coarda aceasta este destul de lungă. Are mai bine de un metru jumate, având în vedere că
avem o rădăcină atât de frumoasă în partea asta, o voi lăsa atât de lungă, de 1,5 m sau cât are, da? Voi lua 1, 2, 3 noduri, le voi elibera de frunze, restul vor rămâne și coarda mea va fi atât de mare, da? O voi lăsa atât de mare, mergem să le plantăm în teren. După ce am afunat pământul, am făcut un șanț, da? Nu e lung, are cam 1,5 m, este suficient pentru câți butași avem noi, deoarece nu este nici adânc, deoarece nu trebuie să le băgăm foarte adânci plantele, au rădăcini superficiale, da? Și nu este nici lung pentru că nu trebuie să lăsăm un spațiu mare între plante. După ce am făcut șanțul, mie tot timpul îmi place să pun apă, pământul să fie saturat de apă, deși nu este uscat pământul meu, îmi place să fie puțină apă. Îl las puțin să-și tragă apă cât are nevoie, după care voi mai pune apă, voi pune plantele, le acoperim, după care tasăm puțin pământul în jurul lor și le mai dăm o tură de apă. Săptămâna asta oricum se anunță ploi, deci nu vor suferi de uscăciune, deși până acum nu a plouat. Revin după ce mai dau o tură de apă, pun plantuțele, le acopăr, o să vedeți, o să derulez puțin mai repede ca să nu vă țin foarte mult în acest video. După ce le-am plantat, am pus apă până când n-a mai intrat în pământ, a stagnat puțin apă, nu e nicio problemă, nu se sufocă rădăcinile. Le lăsăm așa în circa 3-4 săptămâni, probabil chiar 6 săptămâni, vor fi gata să le mutăm la locul lor definitiv. Până atunci, țineți-le pumnii să facă toate rădăcini, să crească mari. Dați un like dacă v-a plăcut video. Până data viitoare, vă salut, pa, pa!